Informația înseamnă putere. Informează-te. Citește Est News. O să ne îngăduiți să citesc câteva rânduri pe care m-am străduit să le scriu, să le transmitem așa cum l-am cunoscut eu și colegii noștri. În sufletele noastre este durere. Este un moment foarte trist când pierzi pe cineva, iar momentul devine mai greu de suportat când este vorba despre cineva drag. Oricât am încercat să ne încurajăm că viața merge înainte, nu putem să nu ne gândim la cel trecut în neființă, la clipele petrecute împreună, la reușitele și satisfacțiile dobândite, la obstacolele depășite, la bucuriile și supărările care fac parte din existența noastră. Aș vrea să ne ștergem lacrimi un moment, cât să mai vorbim încă o dată despre cine a fost și ce a reprezentat Ciprian Bordean. Mai întâi de toate, a fost un om deosebit, iar a fericit și mulțumit cu realizările sale personale, cea mai de preț bogăție fiindu-i familia. Deseori îl întâlneam în fața școlii numărul 1, unde amândoi ne grăbeam fie să nu întârzie copiii la cursuri sau să nu ajunge mult după terminarea lor. Era serios, sobru, dar respectuos, atent cu cei din jurul său, ascultându-i cu interes și răbdare. Iubea oamenii, s-a străduit permanent să le vină în ajutor. Îl caracteriza cumpătarea, echilibrul și măsura corectă a lucrurilor, acționând fără patimă, mai curând preventiv și educativ. Era harnic, responsabil, preocupat permanent să și reprimească cât mai bine sarcinile de serviciu. A fost un bun polițist, care și-a iubit profesia pe care a exercitat-o cu pasiune. A fost devotat comunității și instituției pe care a slujit-o cu întreaga sa pricepere. A dovedit spirit de solidaritate, sărind mereu în ajutorul prietenilor și colegilor. Era modest și discret, această ultimă însușire fiind scoasă în evidență mai ales în cele 10 luni de luptă cu boala, perioadă în care nu s-a plâns niciodată. Spunând cu decență celor care îl întrebau sau cu care se întâlnea, că este mai bine în condițiile în care flacăra suferinței îi ardea trupul. Astăzi îi cinstim memoria, căci am rămas fără el, iar golul imens creat prin trecerea neființa nu va fi acoperit vreodată. Să fim mândri că l-am avut coleg, prieten, soț, fiu, părinte. A plecat așa de repede încât nu am avut timp să-i mai spunem cât l-am prețuit pentru faptele sale bune, pentru melodiile cu care ne cânta la zile de sărbătoare, ale căror versuri parcă prevesteau despărțirea pe drumurile destinului care se vor întâlni vreodată. Ne vom aminti pentru buna dispoziție cu care ne mulțumea uneori, pentru bunul simț și pentru spiritul de echipă. Îți mulțumim că ai fost un coleg bun și un prieten devotat. Au rămas în urmă amintiri care ne vor însoți întotdeauna. Sincere condoleanțe și gânduri de alinare familiei îndurerate. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să mângâie sufletele celor rămași îndurerați de tragica despărțire. Dumnezeu să odihnească în pace. Informația înseamnă putere. Informează-te. Citește Est News.
Informația înseamnă putere. Informează-te. Citește Est News.